demența și dieta. Alimentele care te predispun la Alzheimer. Afecțiunea Alzheimer este din ce în ce mai întâlnită în rândul vârstnicilor din întreaga lume, iar oamenii de știință se străduiesc să descopere tratamentul care să oprească evoluția acestei boli. Specialiștii au descoperit că există o strânsă legătură între alimentație și apariția evoluția bolii Alzheimer. Potrivit studiilor realizate până la acest moment, există o serie de alimente care favorizează apariția și dezvoltarea acestei afecțiuni de natură psihică. Alimentele care cresc riscul de Alzheimer, carnea roșie. Carnea roșie este un aliment bogat în conținutul de fier. Cu toate că organismul are nevoie de fier pentru a preveni anemile, oboseala cronică și slăbiciunea musculară, fierul în exces poate favoriza efectele negative pe care radicalii liberi le au asupra organismului. Fierul în exces se depune pe materia cenușie, adică exact în zona creierului în care apar primele semne de degenerare specifice îmbătrânirii. Fierul în exces, care se depune în zona respectivă, accelerează procesul de deteriorare a funcțiilor creierului. Asta nu înseamnă că e necesară eliminarea cărnii roșii din dietă, ci că trebuie consumată în mod echilibrat. Carbohidrații rafinați și zahărul, un studiu făcut în anul 2012 a scos la iveală faptul că persoanele în vârstă de 70 de ani, care au o dietă bogată în carbohidrații, au de 4 ori mai multe șanse să facă Alzheimer, comparativ cu persoanele care nu mănâncă carbohidrații în exces. Alimentele bogate în produși de glicare avansată Oamenii de știință au descoperit că alimentele bogate în produși de glicare avansată joacă un rol important în declanșarea Alzheimerului. Un studiu făcut în anul 2015 pe șoareci a scos la iveală faptul că persoanele care au o dietă slabă în asemenea produși ages se bucură de funcții cognitive în stare mai bună, comparativ cu persoanele care au o dietă bogată în ace. Printre alimentele bogate în AG se află alimentele bogate în proteine, carne roșie, brânză, cerealele fierte, orezul sau văzul fiert, unele produse laptate, smântâna, untul sau brânza. Există metode de preparare alimentelor care reduc formarea de produși de glicare avansată și este vorba despre gătitul la aburi, fierberea alimentelor, poșarea lor și năbușirea. Prăjirea trebuie evitată cu orice preț dacă se dorește reducerea age din alimentație. Dieta pentru reducerea riscului de Alzheimer, așa cum există alimente care cresc riscul de Alzheimer, există și alimente care îl scad. Spre exemplu, dieta mediteraneană este cea mai sănătoasă pentru creier. Fiind bogată în fructe și legume, fructe de mare, carne de pui, nuci, ulei de măsline și produse lactate în cantități moderate, această dietă este cea mai potrivită dacă se dorește reducerea riscului de Alzheimer. Așadar, dacă dorești să previi boala degenerativă a secolului, Alzheimerul, ar trebui să limitezi consumul de carne roșie, de zaharuri și de carbohidrații rafinați. Totodată, ar trebui să mărești consumul de fructe, legume, grăsimi sănătoase și fructe de mare, care nu numai că sunt sănătoase, însă reduc și riscul de a dezvolta o afecțiune, precum Alzheimerul. Pentru o viață îndelung sănătoasă fizic și cognitiv, faceți mișcare zilnic cel puțin 30 de minute, consumați fructe și legume, plimbați-vă în natură alături de cineva drag sau singure și citiți câteva pagini dintr-o carte preferată în fiecare zi și dacă aveți răbdare, rezolvați rebus, jucați șah, practicați lucruri cu adevărat utile. Nu uitați că sănătatea este ca o nestemată pe care, dacă nu o îngrijești, își pierde strălucirea și este mai greu să o aduci la condiția de dinainte. Abonați-vă, apreciați și distribuiți. Multă sănătate!